Bună ziua și bine ați venit la această conferință de presă. În primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Înainte de a începe această conferință, vă rog să-mi permiteți ca în numele meu personal, a domnului primar, al colegilor mei din primăria municipiului Bârlad, cât și din Consiliul Local, să urăm tuturor domnișoarelor și doamnelor la mulți ani, o primăvară deosebită, ținând cont că mâine este 1 martie și este prima zi de primăvară. Această conferință a fost convocată ca urmare a unor neclarități, a unor nelămuriri cu privire la traseele de circulație și stațiile ocazionale în municipiul Bârlad, utilizate în transportul intrajudețean și interjudețean de persoane. Ca urmare, am spus că ar fi corect să vin în fața dumneavoastră și să vă spunem concret despre ce este vorba referitor la aceste trasee. Deci, ca urmare, la traseele care erau deja stabilite prin hotărârea de Consiliul Local 259 din anul 2005, au mai avut loc câteva modificări, ținând cont de solicitările cetățenilor și, ba mai mult, de a intra în legalitate cu acele stații care erau pe raza municipiului Bârlad, pe strada Republicii. Ca urmare, a mai apărut la un traseul 2, varianta B pentru cursele Bârlad-Perieni, o variantă alternativă, și anume plecarea de la autogară Mihai Viteazu, Colonel Simionescu Sava, sensul giratoriu de la Podul Pescăriei, Transilvaniei, Constantin Hamagiu, 1 decembrie și, bineînțeles, cu ieșirea spre Perieni. A mai apărut încă un traseu, traseul numărul 4, și anume pentru cursele Bârlad-Zorlen-Popeni, plecarea de la autogară, Bulevardul Primăverii, Cerbul de Aur, Bulevardul Republicii, IRB și, bineînțeles, ieșirea în partea dinspre nord. Totodată, odată ce au fost aceste modificări, au apărut modificări și în ceea ce privesc stațiile de îmbarcare-debarcare pentru călători, și anume, la varianta B, autogară, Paloda, strada Paloda, sinagoga, acolo lângă Hotelul Occident, Constantin Hamagiu va fi o stație, bariera Puiești, referitor la traseul numărul 4, cel înspre Zorlen-Popeni, autogară, stația Unison, stadion în dreptul blocului numărul 10, FEPA, IRB. La întoarcere, IRB, judecătoria Bârlad, poșta de pe Bulevardul Republicii de aici, Biblioteca Stroie Belescu, autogară. Deci aceste modificări, după cum vă spuneam, au avut loc ca urmare a solicitării venite din partea cetățenilor, din partea elevilor care studiază o parte dintre ei la Colegiul Marcel Guguianu, ba mai mult, foarte mulți elevi care învață pe raza municipiului Bârlad, care studiază în instituțiile de învățământ și ca urmare a trebuit să facem aceste modificări și, bineînțeles, să punem în legalitate aceste trasee fără nu a mai avea loc alte nelămuriri sau neclarități asupra acestora. Pe lângă aceste trasee pe care le-am avut de lămurit, să spunem, alături de mine este domnșoara inginer Ungureanu Olga, de la Gospodărie Comunală Lucrativă, care o să vă spună câteva cuvinte de stadiul lucrărilor privind întreținerea spațiilor verzi și, bineînțeles, amenajarea care va avea loc în această primăvară. Vă rog, domnșoara. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă organizată astăzi. Aș începe cu faptul că în această perioadă, în municipiul Bârlad, campania de curățenie de primăvară este în plină desfășurare și aceasta vizează două domenii mari de activitate, respectiv domeniul spațiilor verzi și domeniul de gospodărie comunală a orașului. În domeniul spațiilor verzi se desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi deja gazonate, prin greblarea acestora, efectuarea lucrării de dezmușuroit și tăierea de primăvară la trandafirii care sunt plantați în parcuri și în zona centrală a orașului. Efectuăm de asemenea lucrări de fertilizare a gazotului de primăvară, folosind îngrășăminte chimice pe bază de azot. Și nu în ultimul rând, este în desfășurare lucrarea de tăiere, de regenerare, acolo unde este cazul,
sau deformarea coroanei la arbore situați pe domeniul public. Am efectuat până în prezent lucrări de toaletare a arbori la arborii din grădina publică, Parcul Victor Ion Popa, strada General Vasile Milea și urmează ca începând cu data de 1 martie să intrăm în zona gării, mai precis pe Bulevardul Primăverii și nu în ultimul rând în asociațiile de proprietari, acolo unde avem solicitări scrise fie din partea persoanelor fizice, fie din partea persoanelor juridice, în speță asociațiile de proprietari. Avem de asemenea în program completarea de goluri pe aliniamentele stradale, Bulevardul Republicii, strada Dragoș Vodă, Bulevardul Primăverii, acolo unde în timp o parte, nu sunt foarte mulți, dar sunt, au apărut niște goluri, niște copaci au suferit, fie au fost distruși de accidente de autoturisme, fie s-au uscat, fie au fost distruși prin alte acțiuni. Urmărim în această primăvară să completăm aceste goluri. Vom achiziționa puieți de la o pepinieră din zona Focșani. Este o pepinieră cu puieții produși în zona noastră, sunt aclimatizați și care se pretează foarte bine la a fi plantați în condițiile naturale ale zonei noastre. Și nu în ultimul rând, tot în domeniul spațiilor verzi, lucrăm deja de câteva săptămâni la reamenajarea zonei de sud a orașului. E vorba de o suprafață de 4.000 de metri pătrați, unde se completează cu pământ și se pregătește în vederea reînsămânțării cu gazon și plantat de specii floricole. În domeniul gospodăriei comunale avem în vedere lucrări de igienizare la canalele deschise, la Albea Părâului Valea Seacă. Se lucrează zilnic la salubrizarea arterelor de circulație, atât din zona de case, cât și în zona de blocuri. Și dorim ca în luna martie, imediat ce temperaturile vor permite, să începem și lucrările de reparații cu mixturi asfaltice la cald pentru arterele de circulație din municipiul Bârlad. Dacă mai sunt întrebări, stau la dispoziție. Aș mai avea ceva de completat, dacă îmi permiteți, referitor la traseele de circulație și stațiile ocazionale care am făcut referire anterior. Omisesem să vă spun și despre traseele care fac referire la axa de sud a municipiului Bârlad și anume cu acel amendament care a fost supus atenției colegilor din Consiliul Local cu privire la faptul că o parte dintre transportatori, în primul rând, faptul că ne-au solicitat și dumnealor, în al doilea rând, foarte mulți copii care învață la Liceul Petru Rareș, la Colegiul Alexandru Iancuza și, bineînțeles, distanța de la autogară până la cele două instituții de învățământ era destul de mare, s-a venit cu un amendament și, bineînțeles, a fost și aprobat de către colegii din Consiliul Local și va avea următoarea modificare traseul de pe axa de sud. Autogară, strada Mihai Viteazul, Colonel Siminescu Sava, sensul giratoriu, deci se vor întoarce în sensul giratoriu, vor merge spre Popa Șapcă, strada Popa Șapcă, Bulevardul Republicii, Confecții, strada Tecuciului. Astfel încât și elevii și toți cetățenii să poată beneficia de aceste condiții. Pe lângă aceste trasee, bineînțeles că au fost impuse și reguli și regulamente care trebuie să respectate, astfel încât să nu fie afectat nici transportul dumnealor, nici cel public local. Vă rog, dacă sunt întrebări, da. Vă stau la dispoziție. Cu ce noutăți am venit față de ce ne-a spus în Consiliul Local? Păi nu, dar am venit cu acele noutăți pe care dumneavoastră ați scris într-un mod eronat. Nu ați scris într-un mod corect, astfel în primul rând, noi nu am... Nu, doamne, dumneavoastră a spus că noi am scos de pe strada Republicii acele trasee. Păi stați un pic, noi le-am pus în legalitate prin această hotărâre de Consiliul Local și v-am și spus exact traseul pe unde circulă și cu stațiile de oprire ocazională. Ocazional, deci se va opri și vor îmbarca doar acei călători. Pentru ce anume? Am spus greșit că au fost scoase trebuie. Nu, poate într-un mod eronat, poate dumneavoastră, eu știu, cu toate că o să reamenajăm și sala de ședințe. Spuneți, vă rog. Vă rog frumos, nu mă suspectați prostii. Nu vă suspectez de nimic, vă rog. Deci, aceste mașini circulau prin Republicii indiscutate. În ciuda existenței... În mod ilegal. Ilegal? Da.
Și de aceea... Spuneți, vă rog. Păi nu, vă rog, haideți că vă ascult și vă dau răspuns. O hotărâre de Consiliu Local. O hotărâre de Consiliu Local. Pe care n-am aplicat-o niciodată. Dintr-o dată, hotărârea aia a fost abrogată. Odată când... Nu a fost abrogată. A fost completată printr-o altă hotărâre de Consiliu Local. Spuneți mai departe, vă rog. Această hotărâre a fost, poftim, modificată, deși ea n-a fost niciodată pusă în funcțiune. Să ne explicați atunci de ce atâta timp nu s-a pus în legalitate. De ce dintr-o dată ăștia circulă ilegal? După 10 ani. Deci pot să vă răspund acum? Da. Bine, mulțumesc. Deci, în primul rând, au venit cetățenii și ne-au solicitat acest lucru. Ba mai mult, poliția locală, la instituțiile noastre, au făcut verificări respectiv cu biroul de transporturi din cadrul serviciului specializat din cadrul primăriei și, bineînțeles, am pus în aplicare hotărârea de Consiliu Local. În urma discuțiilor cu cetățenii, cu elevii care învață în instituțiile de învățământ de pe raza comunilor respective, că am făcut referire la o comună foarte mare din județul Vaslui, o comună cu peste 9.000 de locuitori și foarte mulți elevi învață pe raza municipiului Bârlad și invers la Colegiul Bubuianu, am ajuns cu domnul primar la concluzia că trebuie într-adevăr să vedem cum facem și aceste stații să le introducem într-o hotărâre de Consiliu Local, astfel încât să nu putem periclita buna desfășurare a activității atât de transport, cât și, bineînțeles, referitor la mulțumirea pe care cetățenii s-o aibă pentru serviciile respective. Ați fost pe traseul ăsta nou? Da, cum? Normal. V-am pregătit dar acolo să registrați. Spuneți. V-am pregătit și niște fotografii. Spuneți. Și întrebările din articol le-ați găsit pertinente? Ce anume? Spuneți. Întrebările din articol. Nu știu, nu am citit articolul dumneavoastră decât titlul din articol. Păi am citit titlul și titlul nu era corect. Deci informarea cetățeanului, informarea cetățenilor, deci din punctul meu de vedere... Deci vă rog frumos, deci nu, haideți să avem o discuție corectă, da, să nu intrăm în contradictor. Deci încă o dată, da, l-am citit. Dar spicuit, nu neapărat. Deci, încă o dată, după ce o să urmeze validarea acestei hotărâri de Consiliu Local, o să apară și acele stații, o să fie monitorizate, o să fie absolut tot. Deci așteptăm să vină validarea hotărârii de Consiliu Local. Spuneți-mi. Păi spuneți-mi întrebarea. Am dat strada Vasile Forman și deci... Spuneți. Câte treceri de pietoni sunt? Da. Dacă acele treceri de pietoni le-ați văzut vreodată, cum arată, și ce aveți vrea să faceți pentru siguranța cetățenilor da. De pe Vasile Purban și Epureanu? Ele sunt marcate cu semne, în primul rând. În al doilea rând, începând de anul acesta, societatea comercială Riser se va ocupa de partea de marcaj, deci, efectiv, va fi societatea care... Poftiți? Și semnalizare și absolut tot. Și vor fi semnalizate corespunzător dacă vă faceți referire la semnalizarea de pe partea carosabilă. Vă spun. Una, două, trei. Unde a treia? A treia? În capăt, aproape de FAPA, că a spus Vasile Prăban. Aproape de FAPA? Da, da. Păi n-a spus Vasile Prăban. De la liceul industrial și până... Sunt trei treceri. Nu sunt trei. Pe Vasile Prăban. Cum să nu? Da. Deci eu v-am spus, e acolo la... Da, și în capăt. Și în capăt, da. Da. Ei, dar pe bucata aia, cetățenii trebuie să treacă. Nicio problemă. În urma discuțiilor care va avea loc între serviciu deci, specializat... Deci, nu-i pregătit să prea deci, local. Dar nu se va face transportul local pe acolo. De ce spuneți lucrul ăsta? Pentru că n-a văzut niciun traseu. El era deja existent pe acolo. O parte din traseu și o parte va merge pe Republice. Vreau să ziceți că... Păi, vă contraziceți. Ați spus că... Cum mă contraziceți? Păi da. Cum? Păi dumneavoastră ați spus că noi scoatem de pe Republice și punem pe Vasile Părvan, lucru care nu este adevărat, după ceea ce am spus și în hotărârea de Consiliu Local, după ce v-am citit traseul. Adică mașinile care merg la Vaslui nu merg pe Vasile Părvan? O parte din ele, da. O parte vor merge pe Republice. Din traseul interjudețean și intrajudețean.
Deci mai decongestionăm. Deci, doamnă, noi încercăm să decongestionăm traficul. Deci venim și în sprijinul traficului. Ați primit un protest de la transportator, de la firmele de transport? Cum vreau vedere l-ați primit? Nu, eu personal nu. Am avut discuții cu ei, dar nu am primit, doar dacă domnul primar a primit acest așa ceva. Înseamnă că domnul primar, în urma discuției avute cu dumnealor, a și inițiat acest proiect de hotărâre la care eu personal am venit în ședința de Consiliu Local și am venit cu câteva amendamente. Poftiți? Nu, au fost discuții, dar nu în urma discuțiilor cu transportatorii. Eu v-am spus și am declarat foarte clar cetățenii. Deci la mine ușa este deschisă, doamnă, oricând. Nu știu ce protest au dumnealor, n-au venit, deci noi suntem deschiși, îi așteptăm oricând să discutăm, nicio problemă. Ei au participat la o licitație, probabil, nu cred că aici, pe raza municipiului Bârlad, ci la nivel de județ, nu? Că sunt trasee intrajudețene și interjudețene. Nici de cum nu face referire la o licitație care a fost desfășurată în cadrul municipiului Bârlad, pe raza municipiului Bârlad. Dar noi suntem deschiși oricăror discuții. Deci ei, dacă n-au făcut licitație în Bârlad, n-au dreptul decât autocratie? Nu că n-au dreptul. Deci că n-au dreptul. Au fost stabilite niște stații. A spus că v-ați gândit la venirii elevilor. Da? Nu că ne-am gândit. Chiar elevii au venit. Și ne-au solicitat. La venirii cui v-ați gândit? Vă rog frumos, am 10 luni de mandat. Deci haideți să discutăm de 10 luni pace. Păi nu vă reprezint, dar eu nu vă pot spune ce s-a întâmplat acum 5 ani, 6 ani, cel puțin nu, păi nu vă pot spune, pentru că, în primul rând, doamnă, nu eram nici consilier local, nu eram nimic. Putem discuta de 3 ani încoace, iar noi spunem, considerăm că activitatea noastră în Consiliul Local a fost una venită în sprijinul cetățeanului și pentru cetățean. Deci, mulțumesc. Dacă, vă rog, dacă aveți întrebări, să nu facem. Spuneți. Deci, n-am spus că domnul primar Constantinescu sau altcineva. Eu n-am făcut referire la nimeni. Dumneavoastră e problema dumneavoastră ce spuneți. Și al dumneavoastră, la fel, e problema mea ce scriu și al dumneavoastră spun. Dar eu nu v-am... Stați un pic, nu v-am acuzat de așa ceva. Am zis pentru o mai... Păi, am spus de la bun început că este o conferință de presă pentru o mai bună informare a cetățenilor. Vă mulțumesc! La materiale vom achiziționa puieții în jur de 6.000 de lei. Am făcut deja comanda, mai avem încă vreo 7.000 la gazon, florile le avem produse în, deci în jur de 20.000 de lei mare, da? Cu puieți, cu gazon și florile care sunt produse la noi, din semințe, deci asta undeva la 20.000, dar fără forță de muncă, numai material de achiziționat. Deci anul ăsta se plantează florul numai de producție proprie, nu se mai fac contactele alea genere cu... Deci vorbeam de plantările de primăvară, care înseamnă panseluțe. Astea se plantează începând cu 15 martie. Da? Iar tot ce înseamnă producția de vară se lucrează în... Iar în momentul de față abia suntem în stadiu de semănat. Se produce și petunii? Da, putem produce, dar condițiile care le avem noi în serele care sunt vechi de 40 de ani sunt improprii pentru așa ceva. De aceea achiziționăm butașul și din butaș. Deci îmi trebuie 20 de grade la momentul ăsta în seră și eu nu pot să țin decât 7, 8, 9 grade. Deci contractul cu trandafirul se reînvoiește și altă? N-am discutat programul de vară. Suntem la programul de primăvară. Dacă puteți prezenta, nu știu, peste 2-3 zile, domnul Vicea. Vă rog. Valoarea contractului pe 2015 cu Trandafirul? Cum să nu? Birou de presă, sunt cheltuieli publice, o să vi le pun la dispoziție. Da, o să vi le pun la dispoziție. Într-o zi, două bănuiesc nu-i mare. O să vi le pun la dispoziție, domnul Nițu, cum să nu? Dar selecția producătorului ăsta a fost făcută achiziție directă, pentru că
Nu, valoarea nu este, deci pentru licitație sunt anumite sume la care, de la o anumită sumă, trebuie să faci licitație. Dar și valoarea fiind mai mică, să mergi pe contract cu achiziție directă. Cât mai mică? Cât mai mică? Nu am date la cum, dar nu știu, mă pregăteam pentru... Care e limita pentru care, până la care puteți face achiziție directă? Domnul Lici. 30.000 de euro. Da. Deci, contractul ar fi mai mic de 30 de euro. Categoric. Da, mulțumim.